Vladimir Putin se află la Astana, în Kazahstan, unde participă la reuniunea șefilor de stat a Organizației de Cooperare Shanghai. Am văzut că s-a făcut o declarație acolo și despre relațiile Federației Ruse cu Statele Unite și a avut o întâlnire și cu Xi Jinping. Te rog, despre ce este vorba? Deja ne-am obișnuit la emisiunile tale, Luara, să dăm ultimele informații vis-a-vis de ultimele declarații pe care le face Vladimir Putin la finalul vizitelor pe unde se află, în Coreea de Nord, la Vietnam sau acum astăzi la Astana. Da, într-adevăr, Vladimir Putin în conferința de presă finală spunea că Rusia a perceput la un mod destul de serios declarația lui Trump, în care spunea că ar termina războiul din Ucraina în 24 de ore, însă Vladimir Putin nu știe partea de concretica acestor declarații. Tot în această seară, Vladimir Putin, la finalul conferinței de presă, mai declara că nu se poate pune problema unei încetări a focului unilaterale din partea Federației Ruse atâta timp cât Ucraina nu inițiază negocieri de pace. Și tot Vladimir Putin spunea că nu mai ține varianta ca un eventual interlocutor la Kiev să fie Rada Supremă, din moment ce Vladimir Putin, Rusia, nu mai recunoaște pe Vladimir Zelensky ca președinte din 20 mai. Da, și o altă declarație interesantă în această seară făcută de Vladimir Putin, și am discutat și săptămâna trecută vis-a-vis de acele rachete cu rază medie și scurtă de acțiune, spunea astăzi, seara asta, Vladimir Putin, că dacă Statele Unite au de gând să amplaseze asemenea rachete în orice punct de pe glob, Federația Rusă va răspunde asimetric și Federația Rusă are și toate capacitățile, în contextul sancțiunilor economice, să reia producția de asemenea rachete. Doara? Referitor la discuțiile pe care le-a avut cu Xi Jinping, te rog. Să știți că au fost declarații la modul general, dar știm cu toții că în ultimul pachet de sancțiuni au fost acele sancțiuni secundare în care au fost vizate companii din China, și aici au fost probleme cu facerea plăților între Rusia și China. Probabil că cei doi lideri în spatele ușilor închise au căutat și au încercat să identifice soluții să iasă din acest impas vis-a-vis de acele sancțiuni secundare în care sunt lovite interesele companiilor chineze care fac comerț în continuare cu Federația Rusă.